Bun, s-a decis în, pe surse, avem această informație că în urma acestei ședințe a coaliției s-a decis acum că vor avea candidați comuni la București, vor avea candidați comuni la sectoare, candidați comuni la Consiliul General și candidați comuni la consiliile locale de sectoare. Deci aș putea în mult mai puține cuvinte să-ți dau decizia. Candidați comuni peste tot. Comun la București. A, ceea ce peste tot la București. Definitiv, da. Da. Nu s-a vorbit aici, în ce vedem, decât despre București. Despre București. Și atunci tragem concluzia că, până la urmă, candidatul va fi domnul Cârstoiu. Domnul doctor Cârstoiu este el candidat. Era pus sub semnul întrebării în măsura în care cele două partide ar fi venit fiecare cu cât un candidat. Adică nu s-ar fi mers pe candidatură comună. Dacă e pe candidatură comună, e domnul Cârstoiu. Așa părea acum 3 ore. Acum 3 ore, da. Acum 3 ore și un pic, asta era informația. Nu știu dacă au mai făcut un studiu sociologic între timp și le-a ieșit domnul arhitect Florescu. Să nu excludem niciun fel de variantă, să nu rămânem pe din afara lanțului de decizie. Dar în principiu ar fi domnul doctor Cătălin Cârstoiu, care e managerul spitalului universitar și gata. Acesta ar fi candidatul PSD-PNL, ceea ce înseamnă că foarte posibil vom avea o candidatură independentă a doamnei Firea, că abia asta e știrea. Abia asta e știrea. Asta este știrea. Din informațiile noastre, doamna Firea își pregătește o candidatură independentă, ceea ce complică foarte mult existența acestor alegeri sau, mă rog, deznodământul acestor alegeri. Sunt extrem de complicate în momentul dacă în care doamna Firea decide. Dacă mai candidează și Piedone. Păi eu nici nu pun în discuție că n-ar candida Piedone. Păi cu lunetiștii pe cap. Cu lunetiștii pe cap. Sau băicărița, așa. Da, țintește și el, are și el luneta sa și țintește. Dar PSD își va pune candidat la sectorul 5? Cu siguranță, ceva va fi acolo. PSD-PNL vor deci avea... Deci PSD-PNL vor avea candidat la candidat sectorul 5? Candidat la sectorul 5, da. De ce n-ar avea? Lui Piedone... Juniorul. Numărul 2? Da. La mai mic? Problema e cu Piedone Junior că va trebui să și vorbească, am dat așa, doar ca nume, sigur. Nu că știu. Are un renume, dar în dinamica asta a alegerilor va trebui să și glăsuiască deci ceva, să și argumenteze. Fii atent, nu... Asta va fi problemă mare. E foarte urât ce face domnul. Vă rog. Deci el s-a gândit în felul tău, pun pe afișe Piedone peste tot? Da. Scriu mare Piedone, nu știu ce. Poate apar pe afișe cu Fimiu. Nici nu-și mai dă lumea seama. De ce sunt 2 pe afiș? Nu știu, mă, Piedone. Așa. Și pe buletinul de vot vor căuta doar Piedone. Deci asta cred că e strategia. Să bazeze că poate nu se prinde nimeni și votează Piedone și ori crede că iau Piedone la mare, dar de fapt e Piedone de ăsta mic. Deci crezi ce fel de om să fii? Să face și ceva. Bă, că nu vă feriți de deci cuvinte. Poate îi prostesc pe ăștia. Da. Sau, ce părere să ai despre oamenii din sectorul ce zici? Păi se prinde ea, mă. A, mă, nu se prinde nici dracu. Bagă-l așa. Știi? Mă îngrozește ideea că asta ar fi strategia. Sper doar așa să-mi fac eu scenarii negative și că în realitate să spună, să comunice clar că îl va susține pe fiul său, e momentul să facă el pasul către administrația în sector, în timp ce tăticul se duce la primăria general. Stai seama, și că n-ai mai penibil așa. Am discutat cu primarul general, am discutat cu tati să deblocăm situația. L-am sunat pe fiul meu să văd ce face în sectorul 5. Ce faci, tată? Bine, hai să vezi că îți vorbesc în calitate de primar general. Deci cum există domnul Zanfi la Europa? Mă lua cu fiule, sunt primarul sectorului. La europarlamentar există familie politică, există familie de genul acesta. Aici există realmente o familie administrativă și sigur că împuținăm foarte mult din discuție că în momentul în care vehiculăm faptul că ar fi doar tatăl și fiul. Bă, acolo sunt toți în primăria aia, sunt toți adunați, stați un pic, e o chestie foarte desfășurată. Dar eu aș pune totuși această întrebare care mi se pare definitorie pentru noi ca existență în continuare. Dom'le, ce fel de om este acela care îl ascultă pe domnul Piedone? Eu o să vă propun să ascultăm o intervenție a domnului Piedone de vineri după amiază. Deci nu era seară, nu era aici nu noaptea în cap. De acord cu tine. Da. Că nu cred că contează foarte mult bă, ce contează. Zice domnul. N-are cum să nu conteze. Dar de ce ar conta? Pentru că vom asculta cu toții ce spune tu și o să ne dăm seama... Crezi că bănuțele alea se pun în vorbe? Domnul Zanfir, da. Domnule, n-are cum un om care da. Vine și face ce veți auzi mai devreme, ce veți auzi în continuare că spune, așa. Determină ce veți auzi în continuare că spune, domnule, n-are cum să fie un om foarte clarificat administrativ, adică e un haos în capul domnului Piedone. Una cu... Domnul Zanfir. Da, domne, n-ai cum să ai un haos în cap care să genereze o declarație ca cea pe care o vom urmări imediat. N-ai cum.
Și totuși în măsura în care, sigur, administrator... Păi, a câștigat alegerile pe sectorul 4, dar fiecare, a câștigat 5, n-a pierdut nicăieri alegerile. E clar că nu are niciun fel de relevanță pentru public. Mă interesează cum arată omul care îl ascultă pe domnul Piedone zicând în felul următor și se va gândi, domne, să nu ratez ocazia să-l pun primar al capitalei pe omul ăsta. Hai să ascultăm. Hai să-l ascultăm să vedem ce... Că nu e, deci nu e ce veți auzi în continuare. Dar lasă-i mă pe oameni să-și facă domnul Zafir, vreau să fac, manipula vreau să vă pun, publică. Să vă pun în